peste gândurile mele, ascult cântecele din străbuni. Căci numai cântecul transmite vibrația către români. Dragi telespectatori, bine v-am regăsit! Ca de fiecare dată, în fiecare weekend, echipa Pași prin Bucovina trece pragul caselor dumneavoastră și vă aduce în dar cele mai frumoase cântece, artiști cunoscuți, artiști îndrăgiți de dumneavoastră, pentru că este frumos așa să avem pe final de săptămână clipe minunate împreună. Iar astăzi de unde? Vă salutăm tocmai de la Frasin, de la o minunată pensiune, se numește Codri Bucovinei. Vă invităm pe toți cu drag aici, pentru că veți rămâne absolut impresionați de frumusețea peisajului de aici, de bucatele alese și de oamenii care ne întâmpină cu căldură, așa cum doar în Bucovina se poate găsi. Omenie și voie bună! Astăzi am pregătit o emisiune totul specială pentru dumneavoastră. De ce? Pentru că ca și invitată, astăzi am o tânără voce a cântecului popular, având un CV impresionant. De ce? Pentru că a pornit pe drumul cântecului de la o vârstă fragedă, trecând pragul liceului de arte Ciprian Porumbescu din Suceava, încă din clasa a doua. A lucrat sub atenta supraveghere a doamnei Maria Macovei și mai apoi a domnului Sorin Filip, făcând în paralel școala populară de arte, iar mai apoi conservatorul din Iași. Actualmente este profesor de muzică și, bineînțeles, face și ore în particular cu câțiva copilași care iubesc cântecul și jocul popular. Vreau să îi spun la mulți ani și bine a venit alături de noi domnișoarei Mihaela Florea. Bine ați venit aici la pensiunea Codri Bucovinei, unde familia Lucian ne primește cu brațele deschise de fiecare dată și vă mulțumesc din suflet pentru toată prezentarea. Și noi mulțumim familiei Lucian încă o dată și ne bucurăm că avem aici o porță deschisă, iar astăzi te sărbătorim pe tine, draga mea, la mulți ani, ești frumoasă ca o zână, îți doresc să fii sănătoasă și să te bucuri de cele mai frumoase realizări ale tale făcute până la această vârstă, iar de acum așa să curgă pe toate planurile, pentru că așa privirea ta îmi spune că ești o persoană optimistă, visătoare și că ceea ce îți pui în gând reușești să faci. Vă mulțumesc din suflet, așa este. De fiecare dată, dacă îmi propun ceva, fac tot posibilul să reușesc. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, ce mi-am propus, ai realizat. Am realizat. Eu vreau să povestim puțin despre toate realizările tale și până când ajungem la momentul acesta actual, vreau să ne spui cum ai pornit tu pe drumul cântecului, cine te-a descoperit și cum ai făcut primii pași, cum ai ales tu să cânți. Păi să spun că pe la vârsta de 3-4 anișori eu deja începeam să cânt prin casă cu un pix, imaginându-mi că este microfon și un batic legat la spate, imaginându-mi că este catrință și cântam fiecare zi prin casă. Iar bunica mea, din partea mamei, Ana, Dumnezeu să o odihnească, tot timpul spunea mamei, măi, fata asta o să fie mare cântăreață. Și mamei nu i-a venit să creadă. Ei, vorbești tu, cine știe ce va fi în viață? Urmează, cine da. Știe? Acum e mică și nu știe. Apoi, în clasa 1, la serbare, doamna învățătoare i-a spus mamei că am voce și ar trebui să merg să mă testeze cineva. Și așa am început. Ai început să mergi. Micuță, da. Micuță ai început. Da, de la 6 ani. Ai plecat la Suceava sau cum ai început? Nu, am fost la 6 ani la doamna Maria Macovei. Te-a testat? Sigur, și apoi în clasa a doua am plecat la liceul de arte Ciprian Porumbescu,
Fiindu-mi greu naveta Asta de la vreau să Suceava întreb. la Gura Humorului la Doamna Maria, am decis să merg la domnul Sorin Filip din clasa 4-a și până în prezent el mi-a fost Și ai mentor. stat în Suceava de atunci sau cum Da, ai din clasa făcut? 2-a am stat la Suceava în gazdă. Impresionant, Da. impresionant. Deci pur și simplu te-ai dedicat în totalitate Da, eu mi-am dorit asta muzicii. foarte mult. Foarte mult. Așa micuță fiind Da. și nu ți-a fost greu, fără mama, fără Ba tata, fără da, soră. pot să spun că până prin clasa 9-a încă plângeam după ei zilnic, dar mama mea venea de 2-3 ori pe săptămână la Suceava să ne vedem, pentru că și ei era foarte greu acasă, fără mine și mie acolo și ne vedeam des, doar că vinerea nu vreau să vină să mă ia. Vreau să Cred merg că eu mă... singură cu deja erai autobuzul. mare. Asta vreau Da. să spun, că te-a și maturizat experiența asta. Nu? Da. Început-o un pic așa cam prea devreme, nu? Da, așa este. A fost o responsabilitate. Ai regretat vreodată faptul acesta că ai început Niciodată. Prea devreme? Nu, Niciodată. Nu? Chiar le mulțumesc părinților mei pentru toată susținerea și le sunt recunoscătoare toată viața mea, pentru că datorită lor eu astăzi sunt aici. Dar cum ai știut tu de atunci, așa micuță fiind, că vrei să cânți muzică populară? Cântai în casă muzică populară? Da, muzică populară. Dar aveai artiști pe care tu îi îndrăgeai sau ce cântai? Muzică populară ce auzeam la televizor, la pe la radio. Televizor, la radio. Adică pe mine mama când mă lăsa, când eu dormeam, îmi punea așa un pic de muzică și culmea populară, pentru că părinții mei și Asta familia mea asta ascultau. ascultau Da, oricum. da. Și în timp ce eu dormeam, pe fundal aveam și un pic de muzică. Foarte interesant de Da. Acolo. Dar ai moștenit pe cineva? Vocea, talentul? Mai ai în familie oameni Nu care cântă? cântă nimeni din familie, dar cu timpul am observat că și mama mea are voce și tatăl meu are voce. Pe tata l-am auzit cântând la biserică. Doar că nu au avut curajul Nu a ca avut tine așa curajul să și iasă am în auzit-o și pe evidență. mama mea. Da, exact. Doar că nu au profesat pe acest drum. Ce Cu frumos! toate că mama mea a fost la dansuri populare în tinerețe. Deci undeva tot a fost acolo Da. Un firicel de dragoste pentru cântec și Da, sport, doar că nu exact. s-a exprimat așa vizibil cum o Da, faci tu, da? așa este. O luăm pe drumul ușor al cântecului și ai spus că ai ajuns la liceu. După ce ai fost cu domnul Sorin Filip, cu doamna Maria Macovei, Școala Populară de Arte, ai ajuns și la liceu, da? Tot îmbrățișând în continuare calea cântecului popular. Așa Nu te-ai gândit este. nicio clipă să schimbi Niciodată. profilul, Nu nu? pot să fac nimic altceva. Și probabil că tot atunci ai început să mergi la primele concursuri, pentru că după Am fost vârsta... la concursuri chiar de mică. De În primii micuță. ani de când am început să cânt. Ți-ai strunit emoțiile și ai Da. pășit pe scenă, nu? Și am... Toate premiile mele sunt premii întâi. O singură mențiune am. Extraordinar. Chiar vreau să ne vorbești un pic despre importanța concursurilor în viața ta. Te-au format, te-au ajutat cu ceva, te-au dezamăgit. Sunt mulți care îmi spun la interviu că au fost dezamăgiți, că au suferit, că au observat nedreptăți. Tu cum ai văzut latura asta a Eu nu am suferit concursurilor? niciodată pentru un concurs. A fost o experiență plăcută de fiecare dată și am cunoscut colegi noi. Deci ai luat-o Și mi-am ca făcut atare. Prieteni, sigur. Da. Și probabil ales pe ideea că nu este neapărat să câștigi, este important să Sigur. participi Exact. și... Și tu să te obișnuiești cu scena și scena, cu cu juriul, publicul, cu cu severitatea jurul. unui Sigur că concurs, da, da, da. Pe mine m-au rigorile. ajutat concursurile. Da, vreau să ne vorbești ce premii ai câștigat, ce ți-a rămas ție așa, un premiu important unde te-ai simțit tu extraordinar că ai luat acel premiu. Cel mai important premiu pentru mine a fost în 2009, când am obținut în Italia, în Berceto, au fost un concurs internațional unde au participat concurenți din 7 țări, iar internațional, între, super. Da, dintre concurenții din România eu am luat premiul întâi și medalia de aur. Wow, felicitări! Deci ăsta ți-a rămas Mulțumesc. cumva... Da, a fost un concurs greu și... Ți-a adus mare bucurie. Exact. Și aici, la noi, pe teritoriul României, Am participat și la Floare Mândră Grădină, unde am obținut premiul întâi și la majoritatea Ai fost concursurilor. În, Da, pe podium. Da, Ce frumos! Da. Felicitări ție! Uite, asta chiar este așa un CV bogat care te califică și te aduce în fața celor care acum se uită la tine ca o adevărată artistă. Primul cântec, cum a apărut? Pentru că la concursuri cântai, presupun, câte cele din repertoriul artiștilor renumiți, nu? Nu. Ai început de vreme chiar, cu un cântec personal? Da. De cum am început, am avut și primul meu care cântec. Care este primul tău cântec? Frunzuliță Siminou, cu o horă, când atunci nu puteam să pronunț frunzuliță și spuneam funzuiță. Vai, și acum mă ascult pe CD-ul. Știau tot felul de emoții, Exact, nu? Da, chiar mă iau cu adevărat emoții și vine să plâng.
început la ce vârstă cu primul cântec? 6 anișori. 6 anișori. Și da. De atunci și până acum ai acumulat 15 cântece. Deci nu piese proprii. Unde un CD te da. Gândești să lansezi? Sigur, mă gândesc și cu ajutorul Dumnezeu sper să fie cât de curând. Doamne ajută! Cu cine ai colaborat în a realiza aceste cântece, versuri, orchestrație? Cu ansamblul artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, cu doamna regretată Mariana Honceriu, da. Dumnezeu să o odihnească, ea a avut grijă de textele mele, dar în prezent, de vreo 2-3 ani de zile, îmi compun singură atât linia melodică cât și textul. Ce frumos! Până la urmă, cine te poate cunoaște mai bine decât tu pe da, tine, așa nu? Așa este. Și le cânt cu mare drag și le simt cu adevărat. Ce frumos! Chiar impresionant, Mihaela, să știi. Și tu ai așa un repertoriu de frumos, este ales cu atâtă grijă. Chiar ți-am ascultat cântecele și orchestrația făcută pe sufletul tău. Sigur, vreau să mulțumesc domnului Alexandru Havriliuc pentru linie melodici și domnului Răzvan Mitoceanu, de asemenea, deci, de fiecare până dată. Până la urmă, o da. Întreagă echipă, exact. Nu? Ca să dai da. Valoare unui cântec. Așa și este. Apoi, bineînțeles, interpretul prin tot ceea ce reprezintă el, pentru că eu te văd că tu ești îmbrăcată foarte autentic. Mulțumesc. Și atât cămașa, catrința, poalele, sunt toate vechi, nu? Presupun, din câte văd eu. Da, au ceva ani. Deci respecti o anumită sigur, linie da. Autentică. Așa este. Chiar vreau să te întreb, te-ai gândit să te abați vreodată de la genul acesta muzical? Nu, începând niciodată. De la în clasa a doua și până acum, să fi cântat și alt gen? Nu, pentru că deja și timbrul meu vocal este format pe folclor și unde nu-mi este locul, nu mă bag. Cânti la nunți? Da, dar doar folclor. Deci, extraordinar. Da. Ce compromis nu ai face niciodată în muzică? Ce nu ai face? Nu aș renunța niciodată la familie. La familie pentru nimic, să pentru înțeleg, nimic. Nu? De exemplu, eu de Revelion niciodată nu cânt. Stai acasă întotdeauna. Stau acasă cu părinții mei și familia mea. Extraordinar. Bravo ție, chiar mă bucur, pentru că cei mai mulți, ce fac? Pentru bani și pentru imagine și pentru carieră, pun pe locul doi familia. Uită, și mai ales că tu acum ești încă domnișoară, dar vine momentul când vei avea soț, vei avea copii și dacă mergi pe principiul acesta, într-adevăr, o să ai o familie fericită dacă pui pe primul plan familia. Da, așa este. Nu voi renunța niciodată la muzică, dar nici nu îmi voi neglija familia. Care crezi tu că este cheia succesului în muzica populară? Cum? Ce trebuie? Ce calități trebuie să facă un artist ca să fie acolo pe scenă și apreciat de public? Să fii natural și să ai credință. Așa? Pășești pe scenă vreodată fără să-ți faci cruce? Nu. Nu. Asta e primul pas. Eu mă întorc, nu mă vede nimeni, dar fac. Ce calități crezi că ai tu? Sunt credincioasă, optimistă și muncesc mult. Defecte? Pentru vârsta mea. Defecte? Defecte, nu știu, poate că sunt foarte multe, toată lumea avem defecte, dar un mare defect îl consider că niciodată nu pot refuza. Deci ești un om generos, da. Nu? Chiar dacă nu pot, mi este rușine și fac tot posibilul să mulțumesc să pe toată lumea. Să ajungi pe cineva. Da. Că vorbeam de cheia succesului în muzica populară. Vezi, acum sunt foarte mulți copii care cântă și tu ești profesor și tu îndrumi copilașii. Ei toți vor în momentul următor să fie acolo vedete, să fie apreciați. Așa este, da. Dar au nevoie de foarte multe treburi până ajung să fie cu adevărat, să li se dea acel gir că sunt artiști, nu? Sigur, talentul da. Îți trebuie așa să este. Ai. Fără talent nu poți pornești la drum, da, nu? Exact. Apoi, noroc să întâlnești noroc. Oameni, nu? Pentru că da, tu ai întâlnit exact. Oameni importanți în viață care te-au ghidat. M-au ghidat, exact. Că suntem la acest capitol. Cui vrei să mulțumești? Cu cine ai început? Cine ți-a spus, draga mea, este ok, du-te pe drumul ăsta? Ți-a ieșit în cale și ți-a spus, uite, mergi aici, fă cu acest compozitor, cu această orchestrație. Cine sunt acei oameni? Domnul Sorin Filip. Dumnealui este omul foarte important și a fost foarte important, este și va fi în viața mea, pentru că el m-a îndrumat pe tot parcursul carierei tale. Exact. Și îi sunt recunoscătoare toată viața. Cu el am făcut piese, cu el am lucrat toate piesele mele, am fost cu dumnealui la concursuri, am fost la emisiuni frumoase și îi mulțumesc din suflet. De câți ani colaborez cu el? De vreo 17 ani. Wow!
Deci, practic, de la începuturile tale, el ți-a fost alături. Așa este, da. L-ai simțit și ca prieten, și ca și profesor, și exact. Făcând parte, practic, da. Din familia da. Ta. Da, da. Așa este, noi le așteptăm da. Și astăzi să ne fie alături. Sperăm că o să ajungă, pentru da. Că tu ți-ai dorit ca astăzi să-ți fie alături oameni importanți din viața așa ta. Așa este, da. Și, cum spuneam, el este... pe lângă doamna Maria Macovei, care și da, ea la care început cu ea am început, da, doar că mi-era foarte greu naveta, așa. Fiind mititică, să vin să mă pregătesc de la Suceava la Gura Humorului. Și ai hotărât să rămâi sigur. În Suceava să da, lucrezi. Da, pentru că domnul Sorin este din Suceava și mi-a fost aproape acolo. Și nu în ultimul rând, părinților mei. Până la urmă, de da. Aici pleacă totul, așa nu? Așa este, datorită lor, pentru că este foarte important ca familia să te susțină. Așa este. Puteau să spună nu atunci, nu? Puteau să spună în nu. Clasa sau... a doua. Așa ce este. Știe un copil de clasa a doua? Da. Rar mi-a fost dat să aud așa. Mi-au respectat orice decizie. Uite, eu mă gândesc de multe ori și fetița mea cântă. Nu știu dacă aș fi de acord, nu știu, greu mi-ar fi să o duc la Suceava să rămână acolo și să facă școală. Deci o decizie foarte, foarte grea pentru da, ei. Dar dacă eu mi-am dorit, nu le-a fost ușor nici lor, nici mie. Dar susținut. M-au susținut foarte mult și mă susțin și în prezent extraordinar de mult. Și le mulțumesc din suflet și iubesc. Cu siguranță ai niște părinți minunați și sunt mândră de ei. Și ei de tine, absolut. Dar decizia pe care au luat-o, cu siguranță s-a rupt așa o bucățică din inimioara lor. Da. Dar dacă li s-a spus că tu ai potențial și că tu vei ajunge un nume în folclor, iată că așa au plecat este. Pe acest drum. Și nu au greșit, nu? Da. Care crezi tu că este cea mai mare realizare a vieții tale de până acum? Că nu am renunțat niciodată din acest drum al muzicii. Deci, practic, ceea ce ai da. Făcut tu prin muzică este cea mai mare. Am mers mai departe, niciodată nu am spus nu. Niciodată nu ai spus nu. Și studiile, nu? Cât, ce ai făcut tu? Hai să vedem. De la liceu ai plecat și la conservator după da, aceea, la Iași. O altă mare realizare. De psihologie. Poftim. Pentru că la admitere era o severitate destul de mare și mă gândeam, chiar dacă am făcut liceu de artă, poate este posibil să nu intru. O altă alternativă, da, nu? Să nu intru la admitere, dar am intrat la ambele. Am dat admitere. Și ai făcut în paralel, cum ai făcut? Da, în paralel. Într-adevăr, mai mult am fost la conservator decât la cea de psihologie, da, dar le-am terminat foarte, pe amândouă. Foarte greu, cu siguranță, da. Nu ți-a fost ușor. Așa și să înțeleg că dacă nu ai fi cântat, ai fi fost psiholog? Ți-ar fi plăcut să fii psiholog? Da. Ești o persoană caldă, o da. Persoană care îi place să asculte da, da, oamenii? Da, da. Deci ai fi îmbrățișat cu încredere? Da, doar că la muzică oricum nu renunț niciodată. Nu renunțai. Nu. Și iată că ai ajuns cadru didactic. Ai terminat da. Conservatorul și ai îmbrățișat și meseria de cadru didactic. Cum te simți în mijlocul copiilor? Foarte împlinită. Și mi-oferă emoții de fiecare dată când văd că se prezintă cu un anumit cântec care a fost lucrat cu mine... Îmi dau de multe ori lacrimile pentru că este un lucru mare. Că și tu ai da, fost așa, exact. Nu? Exact. Și tu ai pornit așa. Când și eu eram mică și mergeam cu mama peste tot. Ce frumos. Și, da. Este cea mai mare împlinire, cred așa că este, te simți da. În mijlocul. Și eu iubesc foarte mult copiii. Nu le spun elevii mei, ci copiii mei. Să-i fiu ionor. În bondița asta mică și cu groboade mă gândesc că ne vezi că frumos își cade. Bondița mea, no, ce bine pare, uite-ne pe amândouă cătite tare. Mi-am făcut bondiță nouă, mai frunzuliță, dacă arăt bolnița, am făcut-o eu anume pentru bănița.
bonița. Și două se-i placă tare bonița nouă. Mi-a dat un sărut tare, poate și două. Și două se-i placă tare bonița nouă. Mi-a dat un sărut tare, poate și două. Tara tara eram, să
te duci ceva la stână, tarătăreram. Ursul a văd de-a venit, tarătăreram. Apoi ghininuța hi, tarătăreram. Nimerite-și dar aici, tarătăreram. Cu flăcaie mari și mici, tarătăreram. Dică după cum se hi, tarătăreram. Mai ghinigea cu pornim, tarătăreram. La stălin coldio, mai ghinigea cea cu noi. Să pornim, tarătărăram. Că la joc ni potrivim, tarătărăram. Grigora strigă-mi-a ta, tarătărăram. Să nu șadă muzica, tarătărăram. Și-am dus verdea bobului al cioban ca mininui. Nu cu turma sus pe munti, ci la joc picior de frunte. Hop, hop, și-așa, măi! Vin în raiul meu, grădina lui.
și eu, frate, frățiorul meu, măi. O stăja și coviță, prințișorul și-o crăiță, măi, măi. Să spun drept, eu-s mândră tari, că ești frate al meu mai mare. Două flori din Bucovina, stulpi ca negrădina, măi, măi. Ai noștri ni ferice și cu dragoste ne crezi. Am o soră, sora mea nu-i alta precum ea, măi. Mic așa cum o vedeți, n-o întreg nici o băieț, măi, măi. Cine oare, oare cine, să-i stea împreună bine? Surioara, așa-mi frate, la mulți ani cu sănătate, măi, măi. Ia că așa și-mi crește, mă. Sigur, frate, noi vom crește, fiindcă vremea ne priește și ne duce, cum tu spui, fiecare în drumul lui, măi, măi. Dar vom rămâne mereu tu, frate, și soră. Eu, surioara mea, ajutor mereu ți-ai da, măi. Ca tu să plice mereu, că al tău frate sunt eu, măi, măi. Iar ai noștri, cine crezi, măi? Și-nțeleg că ne iubesc, măi. Au o casă în grădiniță, stejăren și o grăiță, măi, măi. Și cu stâna bagiță, măi. Ori pui stâna în poieniță.
și-au venit mulți gospodari. Frunzuliță de trifoi, am să cântam la voi, că e joc la stolpican și-au venit mulți gospodari. Jucați fete și baieți, uite, uite, uite așa, care vreți, care puteți, uite, uite, uite așa, care nu știți învațați, uite, uite, uite așa, după mine vă luați, uite, uite, uite așa, după mine vă luați. Ui, jocul bine să învățați, mă! Tata pe la noi prinsat, ba la la o tare odat. Să cântesc că coța bine, să mă învețe și pe mine. Geacă tata și cu fata, uite, uite, uite așa. E să miră tata claca, uite, uite, uite așa. Vă mirați, n-aveți decât, uite, uite, uite așa. Dar o drept n-ați mai văzut, uite, uite, uite așa. Când a s-o picat din joc, da, bat o chincă așa cu foc, măi! Oamenii din sat la noi, tăți-s gospodari de soi. Și când merg în sat la joc, tăța boandă și cu joc. Oamenii din sat la noi, tăți-s gospodari de soi. Și când merg în sat la joc, tăța boandă și cu joc. Iar femeile din sat, uite, uite, uite așa. Că mi-ași mândră eu îmbrăcat, uite, uite, uite așa. Hai poftiți și voi la joc, uite, uite, uite așa. Să jucăm așa cu foc, uite, uite, uite așa. Dacă ne joc la stolpicani, ei, joacă mândri gospodari, măi. Uite așa-mi să joc și eu. Am învățat, tereram, tereram, țărăneasc ca de jucat, tereram, tereram. Ia uitați-vă la mine, tereram, tereram, la joc îmi șa de bine, tereram, tereram. Așa-i jocul țărănesc, tereram, tereram, mă pricep să-l învătesc, tereram, tereram. La pământ cu tălpili, tereram, tereram, srupeți bodelili, tereram, tereram. Ia-o de stulpica, mă trag! Și la joc intru cu drag, mă! Muzicanții i-ați plătit, tereram, terareira. Am-i vremea din vârtit, tereram, teram. Trandafir prin iarbă crească, tereram, terareira. Hai, flocă la țărănească, măi! Fii la noi la stupican, tereram, terareira. Mândru joacă baitan, tereram, tera. Că și fetilor pitreci, tereram, terareira. Că la joc cine le-a întreci, măi! Dați-i drumul geacului! Ca prin partea locului, măi! Și-n joc ni vin bărbați, tereram, terareira. Gospodar și încercați, tereram, teram. Nu ne-o face de rușini, tereram, terareira. Că noi știm a juca bine, tereram, teram. Și-am zis verde de trifoi, tereram, terareira. Mândre-s ficiorii la noi, tereram, teram. Dar și fetilii zgătiti, tereram, terareira. Musa trebuie învârtiti, mă! Trăgați la ficior din gură! Ia să audă strigătură, mă! Juca și bătrânii, tereram, terareira. Dai strâng optincilii, tereram, teram. Lasă că s-or discalța, tereram, terareira. Se vede ce-or mai juca, tereram, teram. Oamenii de aici din loc, tereram, terareira. Tare-s pricepuți la joc, tereram, teram. Dar și-n lucru-s pricepuți, tereram, terareira. Că și-o dân și nu sunt mulți, tereram, tera. Ia strâgat vre băietani, ca la noi la stupicani. Ține jocul până de sară și mâine o bucată iar în hopa și numai așa. Hai, măi Gheorghiță, hai la joc. Măi bade dragă, că nu pot să stau în loc. Bade-ți-am eu, când au scripca cum cântă. Măi bade dragă, nu veni să merg la muncă. Bade-ți-am eu, ne-am la căme și cu flori. Să-și-o faină sărbător, tam dârlii da. Hai, bădiță, gospodar, tam dârlii da. Ca noi să și mai rar, tam dârlii da. Îi devine Ionica joc, ei joacă Gheorghiță cu foc, măi. Hai, eu mă uit în horă roată. Măi, bade dragă, nu-i ca mine nici o fată. Bade-ți-am eu, n-au cămeșă cu puiuț. Măi, bade dragă, niște șernăuți, bade.
ți-am eu. Gheorghiță, de te-ai uitat, am dărlei da. Și în stânga și în dreapta ta, am dărlei da. Ca Ionica nu-i aflat, am dărlei da. Frumos joci, Gheorghiță, cu ea, am dărlei da. Îi să uită babele roată, ei nu-i ca mine nici o fată, măi. Ai, să uită lumea la mine, măi, badi dragă. La joc nu mă-ntreși nimeni, badița-mi eu. Că-ți l-a jucat, măi, badi dragă. Nu mă întreși nimeni în sat, badița-mi eu. Hai da, bădiță, la joc, tam-dărli da. Când mă fac pară și foc, tam-dărli da. Când dau muzica în sat, tam-dărli da. Dar îmi în drum îmbracat, tam-dărli da. Îi mi-a luat straile bune, de acasă și pe plac. Și tu mi-ești badi drăguț, tam dărli da. Vină ca să mă săruți, tam dărli da. Gospodare însă suntem, tam dărli da. Și dragoste mare avem, tam dărli da. Și o frunzuliță de trei foi, măi, da frumos mai jucăm noi doi. Și să miră lumea în sat, că suntem din neam bogat, hop, hop și așa.